Instituțiile statului sunt luate la control privind persoanele cu handicap angajate, având în vedere faptul că 10% din populația județului Mehedinți este încadrată în grad de handicap, acesta fiind un procent destul de mare. În urma acestor reevaluări începute acum 3 luni, aproape 25% dintre cei reevaluați nu se încadrau la gradul 1 sau 2 de handicap, aceștia fiind reîncadrați la gradul 3. După cum probabil vă amintiți, în urmă cu aproximativ 3 luni am decis reevaluarea angajaților din mai multe instituții de stat, în speță Consiliul Județean Mehedinți, Primăria Drobeta Turnu-Severin și Spitalul Județean, pornind de la premiza că 10% din populația județului Mehedinți este încă încadrată în grad de handicap, o cifră nu mare, ci extraordinar de mare din punctul meu de vedere. Și am constatat cu surprindere sau nu că mulți dintre aceștia sunt angajați în instituții publice. Evident că în afară de acea indemnizație cuvenită pe care o primesc persoanele încadrate în grad de handicap, pentru cei care sunt încadrați în gradul 1 sau 2 de handicap, mai există și alte beneficii, printre care cea mai importantă este scutirea de impozitul pe salariu. Până la acest moment, din evaluarea pe care am dispus-o, din reevaluarea pe care am dispus-o, constatăm că 25% din cei reevaluați nu se încadrau de fapt pentru gradul 1 sau gradul 2, ci au fost încadrați de această dată pe gradul 3 sau am avut surpriza să constatăm că unii nici nu meritau să fie încadrați în grad de handicap, având doar boala, nu și grad de handicap. Aceste reevaluări merg greoi deoarece cei convocați încearcă să găsească tot felul de tertipuri pentru a amâna și pentru a nu se prezenta. Însă cei ce sunt convocați de două ori succesiv la reevaluare și nu se prezintă pot suporta consecințele și anume suspendarea plății indemnizațiilor, precum și suspendarea drepturilor care li se cuvin celor încadrați în grad de handicap. Dacă în termen de 6 luni după această situație vor continua să nu se prezinte la aceste reevaluări solicitate, vom asista cu totul plata acestor drepturi. Așadar, nu aceasta este o soluție, nu aceasta este o variantă și oricum eu consider că cineva care nu are nimic de ascuns, cineva care știe că, din păcate, i-a dat Dumnezeu această afecțiune, nu cred că are vreo problemă să se prezinte și să arate documentele medicale. Din punctul meu de vedere, cei care se dădau la astfel de acțiuni, cei care au această atitudine, cu siguranță ridică niște mari semne de întrebare, ridică niște suspiciuni la momentul în care încearcă tot felul de tertipuri, cum vă spuneam, la momentul în care încearcă să tergiverseze și să amâne această reevaluare. Vestea și mai proastă pentru cei aflați într-o astfel de situație este aceea că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului își rezervă dreptul ca în cazul în care nu vor fi soluționate aceste probleme să apeleze la sprijinul parchetului pentru cei încadrați la grad de handicap pe baza unor acte medicale false.